indiferent de ceea ce va considera Partidul Democrat Liberal, ale cărui chestiuni interne nu privesc Forța Civică, Forța Civică se anunță pregătită pentru a demara reconstrucția dreptei europene în România, pregătită să înceapă acest marș de aici, de la Arad, unde cooperarea cu structura locală a Partidului Democrat Liberal a funcționat fără greș, dovedindu-se faptul că în virtutea recunoașterii obiectivelor comune, politice și electorale, cooperarea este posibilă și, aș spune eu, dezirabilă. Obiectivul nostru este anul 2014. Pașii pe care urmează să-i facă Forța Civică se compun în funcție de anul 2014, care înseamnă alegeri europarlamentare și alegeri prezidențiale. Ținta noastră este unificarea dreptei românești, pornind de la principiile care au stat la baza Alianței România Dreaptă. Obiectivul nostru este un proiect pentru România în care să se regăsească interesele tuturor cetățenilor români. Obiectivul nostru este o Românie a tinerilor, care să poată acoperi așteptările tinerilor, care să poată să se ridice la înălțimea speranțelor pe care generațiile tinere le au. Obiectivul nostru este o Românie de care să fie mândri toți românii. Dacă spuneați de obiectivul 2014, atunci legat de alegerile prezidențiale, veți candida pentru funcția de președinte? Vom aduce în scurt timp în fața dumneavoastră propunerea noastră pentru candidatul la funcția supremă executivă în stat și totodată candidatul pentru funcția de prim-ministru. Ce înseamnă în timp? An, săptămâni, luni? Până la începutul anului veți ști cu oricum. Propunerea cui? A Forței Civice, evident, da. Și aș vrea să mai întreb, spuneați că Forța Civică își asumă poziția de a fi voce critică la adresa actualei puteri. Adică să înțelegem că sunteți un pic nemulțumit sau PD-ul nu și-a exercitat regulă vocea critică, nu poate să se exercite? Eu nu vorbesc despre Partidul Democrat Liberal aici, vorbesc despre ceea ce vreau eu să fac. Partidul. Despre ceea ce Partidul Forța Civică trebuie să fac. Ca o părere personală, știți cumva, dacă premierul are un gând ascuns în momentul în care îmi invită la guvernare UDMR, având în vedere că au o majoritate... Reformulați întrebarea, să o pot înțelege. Premierul Victor Ponta, știți cumva care este motivul pentru care invită UDMR la guvernare? N-aș putea. Asta este întrebare către domnia sa. Vă pot însă spune că în ceea ce privește intrarea UDMR la guvernare, este o decizie asupra căreia UDMR va trebui să-și asume orice consecințe. Ideea intrării unui partid care este membru al PPE la guvernare aruncă un semn de întrebare asupra legitimității ideologice și asupra legitimității de reprezentare a partenerilor aflați într-o asemenea coaliție de guvernare. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, evident. Nu judecăm în cadre ideologice fixe, putem să înțelegem compromisul politic, am putut înțelege compromisul politic și în anumite faze ale pregătirii campaniei electorale. Ce n-am putut însă înțelege sunt blaturile politice, ce n-am putut însă înțelege și nu putem admite este traseismul politic și sper să nu avem exemple de acest fel în săptămânile care urmează, pe seama membrilor noului Parlament. Ce nu vom putea admite este ca dreapta să fie purtată ca un breloc la centura actualei puteri. Noi nu suntem în această logică. De ce credeți totuși că invită premierul UDMR-ul? De aici întrebare către domnia sa. Nu sunt comentator politic. O precizare v-aș ruga. Da, vă rog. Ați
spus că prezența unui partid PPE, respectiv UDMR, la guvernare, aruncă o semn de întrebare privind legitimitatea. Legitimitatea ideologică. Evident că UDMR-ului. Legitimitatea ideologică, am spus, și a reprezentării. Va cere dreapta din România în condiția asta excluderea UDMR-ului din PPE? Cred că merge mult prea departe pentru aceasta. Evident, nu. În ce context, Bogdan? Revin puțin la întrebarea pe care a zis-o colegul, pentru că presa centrală anunța, are mi se ieri, că forța civică urmează să decidă dacă se va alătura PDL-ului. Ce înseamnă să se alăture? Păi, eu aia mă întreb cu dumneavoastră, se va alătura ca și o coaliție parlamentară sau se va alătura vreo fuziona cu PDL? Bun, reiau ceea ce am spus mai înainte. Am reținut că sunt președintele Forței Civice. Nu. Reiau ceea ce am spus, ca să fie foarte clar. Vorbim de o posibilă cooperare parlamentară pe seama unui protocol politic clar, limpede, cu obiective clar specificate. Pentru noi, obiectivele principiale sunt cele pe care le-am avut și în vară, nu ne-am oprit de la ele. Dorim să continuăm pasul reformelor în România, așa cum au fost ele demarate în guvernările Boc și Ungureanu, sau continuate în guvernările Boc și Ungureanu, începând cu reforma în justiție și terminând cu reforma sistemului administrativ. Dorim de asemenea ca în jurul platformei pe care o inițiem, pe seama platformei pe care o inițiem, să ni se alăture toate forțele de dreapta responsabile și care în continuare consideră că obiectivele protocolului din vară nu sunt în vreun fel anulate. Constituției, dreptul suveran de a desemna pe cine crede domnia sa că poate să acopere această poziție, evident, votul Parlamentului asupra nominalizării și asupra celorlalte poziții nominalizate în interiorul cabinetului este în cazul acesta determinant. Dar în niciun caz președintele nu poate ceda la presiunea unei forțe politice care să impună un nume. Președintele are, repet, libertatea constituțională totală, articolul 103 din Constituție, de a proceda în felul acesta. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine are cele mai mari șanse? N-am să mă pronunț asupra acestui fapt. Și Diaconescu a anunțat că va rămâne în opoziție. Cine este Diaconescu? Dan Diaconescu. Vedeți o posibilă colaborare forțele opoziție, dumneavoastră PDL și Diaconescu? Vom vedea acest lucru. Noi oricum suntem deschiși la dialog și la cooperare cu toți cei care se aliniază principiilor pe care în vară Alianța România Dreaptă s-a fondat. Crezi că problemele de acum din PDL din acest... Ceea ce nu înseamnă că... Da. Crezi că problemele de acum din PDL, ieri, astăzi și probabil și zilele următoare, amână un pic lămurirea situației cum veți colabora în Parlament cu PDL-ul? Aveți cu cine să discutați în PDL acum? Nu există oameni politici în centru dreapta cu care să nu avem dialog. Clarificările interne Partidului Democrat Liberal țin exclusiv de dinamica internă de partid, nu ne pronunțăm asupra lor. Eu vă aduc aminte că Alianța România Dreaptă la acel moment nu exista. Nu exista. Exista practica unei prezențe comune pe scenele câtorva mitinguri naționale. Asta da. Și asta de fapt ne-a determinat pe cei care am fost atunci acolo șefi de formațiuni politice să semnăm protocolul despre care vorbesc.